Tot mai mulți buzoieni reclamă companiei de apă că plătesc mai multă apă de la robinete decât consumă. Este vorba despre locatarii care nu au contract direct cu operatorul de apă și canalizare, ci prin asociațiile de proprietari. În urma acestor sesizări, conducerea companiei de apă a decis înființarea unor echipe comune formate din reprezentanții ai instituției, ai poliției locale și ai asociației de proprietari pentru verificarea rețelei de apă din bloc, inclusiv din toate apartamentele. În mod surprinzător, multe dintre asociațiile de proprietari și-au exprimat reticența față de acest demers. La o singură asociație am reușit până la urmă să facem această acțiune efectiv, dar chiar și pe acea scară de bloc unde am făcut acțiunea de verificare au fost trei apartamente care n-au vrut să deschidă ușa. S-au constatat niște diferențe de consum raportat la nivelul unui apartament de niște sute de metri cubi, ceea ce explica în mare parte diferențele din lunile anterioare care fuseseră facturate tuturor locatarilor, dar cu cele trei apartamente care nu au vrut să deschidă ușa, rămâne suspiciunea că și acolo sunt niște probleme. Conducerea companiei de apă face un apel către conducerile asociațiilor de proprietari din municipiul Buzău să solicite astfel de verificări în blocurile unde se constată diferențe mari între consumul real și cel facturat. Repet, disponibilitatea companiei de apă prin specialiștii pe care noi îi avem de a efectua aceste acțiuni de verificare în cadrul asociațiilor de proprietari care ne solicită în acest sens. Noi nu putem face aceste acțiuni de verificare decât la cererea asociațiilor de proprietari, pentru că în conformitate cu prevederile legii 241 și legii 51, reglementărilor care ne guvernează activitatea, limita noastră de competență se oprește la contorul de branșament. Conform legii, compania de apă calculează consumul bazat pe valorile contorului de branșament și repartizează cantitatea măsurată locuitorilor din bloc sau scară în funcție de cantitatea de apă raportată, la care adaugă diferența repartizată pe număr de persoane. În cele mai multe cazuri, cantitatea raportată de consumatori este mai mică decât cantitatea de apă utilizată, măsurată de contorul principal de apă. Pe lângă cauze ce țin de scurgeri de apă sau mici toleranțe ale contoarelor din apartamente, există situații dovedite în timp în care cantitatea de apă consumată să nu fie înregistrată corect prin anumite intervenții ale unor locatari certați cu legea și bunul simț.